am pe inimă să predic dintr-o carte întreagă. Nu doar dintr-un verset sau două. Am găsit în cartea Tit, o să facem un pic de studiu, nu am pretenția că studiem întreaga carte, în cartea Tit o expresie care îmi place. Tit 2, încep de la primul verset, citesc printre ele și pe măsură ce intrăm în text vom și explica. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, compătați și cuvântul ăsta mi-a atras atenția, sănătoși în credință. Să știți că Apostolul Pavel repetă mereu sintagma asta, învățătură sănătoasă, sănătoși în credință, în carte atât mai mult decât oriunde Pavel vorbește despre sănătatea în credință. Dragii mei, nu știu cât sunteți de sănătoși în credință. de vreau să tratăm problema aceasta, ca Dumnezeu să vindece orice boală dacă există. Știți, noi am avut un frate mai mic, al 13-lea în familia noastră, care a fost tare bolnav. Știi, când ai un copil bolnav, te bucuri și nu te bucuri. Într-un fel l-am iubit, că era fratele nostru. Și a fost, până la urmă, o ființă, de o ființă te legi dar n-a fost o bucurie de plină. Îmi spunea mama care nu mai este printre noi, ăsta al 13 a fost o cruce mai grea decât toți 12 la un loc, pentru că nu era sănătos. N-a vorbit niciodată, a trebuit hrănit, a trebuit schimbat, a fost totuși, până la urmă, și o cruce pentru părinții mei. Vreau să mă întreb, credeți că Dumnezeu se bucură să aibă copii bolnavi în credință? Adică nu e suficient că trăiești, Că existi, că Duhul Sfânt locuiește în tine, că pulsează viața duhovnicească. Dumnezeu vrea să fim sănătoși în credință. Amin. Mă duc într-o familie și văd câte un copil așa cu minte, parcă e prea cu minte. Și aflu că e bolnav. E palid, e alb, nu mănâncă, nu face rele, dar e bolnav. Și vezi e un copil pare, care parcă pușcă de sănătate. Îi roșcovan în obraj, îi durduliu, aleargă, trage jos fața de masă. Măi, ăsta e sănătos. Face ceva, îi sănătos. Dragii mei, și Dumnezeu vrea în adunările noastre să fie creștini sănătoși în credință. Oare ce ar trebui să facem? Cum putem ști dacă suntem? Sau cum putem să fim o familie, o persoană, o biserică sănătoasă în credință? Am să merg și la înțelepciunea populară, nu doar la scripturi. Zice Pavel aici, tu însă vorbește lucru care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Eu văd o legătură între sănătatea credinței și învățătura sănătoasă. Acum e la modă, dragii mei, foarte mult să se studieze dieta și nutriția. A fost o vreme când nu ne-a interesat în România ce nutriție, ce doctori, nutriționiști. Am mâncat și am găsit noi și am mâncat așa cum am mâncat. A venit epoca aceasta a dezvoltării economice, s-au deschis la noi lidelurile și supermarketurile și am început să mâncăm de la magazin bucuroși că e mai ieftin, bucuroși că nu mai trebuie să ții porc și nu mai trebuie să ții pui, până când am început să descoperim că avem tot mai multe boli. Și în România este o trezire adevărată în această privință, oamenii încep să se gândească mai mult la ce mănâncă. Și voi, austrieci, ar trebui să vă gândiți și mai mult. Nu e suficient că e ieftin. O, oh, uite, ai găsit niște salam, niște parizer și ai mâncat și te-ai săturat cu un euro sau doi. Nu! Întrebarea este cât e de sănătoasă mâncarea aia. Pentru că ne năpădesc bolile, suntem mai conștienți de sursele cancerului, de posibilități de a avea tot felul de boli noi și am început să fim mai selectivi. Și credeți-mă, eu m-am întors la mâncarea de dinainte. La un soare, la slănină, la ceapă, că mi-am dat seama că mai bun era aia. Pentru că era mai sănătoasă, chiar dacă mâncarea bio este mai scump. Exact așa e din punct de vedere spiritual, frații mei. Suntem o biserică sănătoasă în măsura în care în biserică se dă mâncare sănătoasă. Amin sunt o persoană sănătoasă din punct de vedere spiritual în măsura în care mănânc sănătos din cuvântul lui Dumnezeu. Și aici cuvântul mai spune ceva, tot aici în Tit 2, spune, dă-te pe tine în sus, de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură. Dă dovadă de curăție, de vrednicie, Tit 2 cu 8, de vorbire sănătoasă și fără cusur. Frații mei, cuvântul Domnului nu glumește. Ca să fim o biserică sănătoasă, trebuie să mâncăm sănătos. Aici am două sfaturi. Să știți că nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cuvântul Domnului vorbește la toată lumea. Sunt două aspecte ale hranei sănătoase. În primul rând, dragii mei, vreau să vorbesc celor care predică cuvântul Domnului. Știu că sunt mulți, la noi la deși nu mai știu cum să-i programez, să nu se supere. E o adevărată competiție când vine vorba despre acest mic loc. Dacă ar putea predica șapte, deodată tot ar fi candidați. Să frații mei ne spre Dumnezeu aici că este foarte important să dăm bisericii mâncare sănătoasă. În toate listele pentru ordinări, pentru selectarea slujitorilor, Biblia e categorică. Una dintre condițiile cele mai importante este asta. Mă uit tot în tit, în capitolul 1, unde spune cuvântul aici că ce episcopul ca econom al lui Dumnezeu trebuie să fie fără prihană, nu încăpățâna nici mânios, nici de la vin, nici bătăuș, nici lacum de câștig mârșav, să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. Și auziți acum, Tit 1 cu 9, să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Amin! Dragii mei, amvonul nu este un fel de premiere. Păi fratele cel mai vechi în Austria, prea puțin mă interesează câți ani de Austria ai. Păi fratele are 18 copii, e moral, vine la biserică, ar trebui. Nu, frații mei, la învonul bisericii, Biblia spune, trebuie să urce oameni care sunt în stare să dea hrană sănătoasă bisericii. Domnul să binecuvinteze predicatorii. Dragi frați care sunteți programați, când veniți aici, veniți cu frică, veniți cu cutremur, cu pregătire. O trecut vremea când lăudăm spontaneitatea aceea penticostală care dă de multe ori în bălării, în tot felul de povești. Am văzut mulți frați care nu se pregătesc și pentru că n-au învățătură și n-au de dat hrană, încep să spună povești. Încep să dea cu dirigenția, cu gelul, cu tocurile, pentru că n-au cuvânt de dat bisericii. Biserica nu se hrănește cu anecdote, nu se hrănește nici cu glume, nici cu întâmplări, nu se hrănește nici cu păreri, nici cu tradiții, da, nici cu dirigenția care mi se pare nouă, că măi ce le-o zis-o, n-are nicio putere, putere de schimbare are cuvântul lui Dumnezeu. Biserica va fi sănătoasă la Viena, în măsura în care predicatorii sunt sănătoși. Mă duc tot așa legat de slujitori. În Matei 25, 24, acolo la finalul cărții, Cuvântul ne spune așa, Matei 24, cu 45, legat de credincioșie. Care este, deci, robul credincioș înțelept? pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrană la vreme hotărâtă. Și zice cuvântul aici, ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Atât de mult îmi, place, îmi plac aceste versete. De când slujesc Domnului la Amvon, m-am îndrăgostit de aceste două versete. Spune cuvântul, fraților, voi sunteți niște ispravnici. E credincios în ochii lui Dumnezeu. E la care dă hrană slugilor sale. Dă hrană la vreme potrivită. Te rânduiaște Dumnezeu o dată pe lună, o dată la două luni, poate săptămânal, ca să dai hrană bisericii sale. Vă dați seama cât de mult a riscat Dumnezeu când ne-a pus în mână sute de oameni? Au rupt din programul lor două ore Bărbați și femei să vină aici să se întâlnească cu Dumnezeu. Și eu trebuie să fiu robul credincios care dă hrană pentru seara asta de miercuri. Sunt responsabil. Eu pot să hrănesc biserica sau să o trăvesc. Eu pot să dau mâncare sănătoasă sau să dau mâncare stricată. Eu pot să fiu un rob credincios care la vreme scoate ceva din cuvânt sau pot să fiu un rob superficial. Dumnezeu să ne dea putere să fim credincioși. Știți că între mâncarea stricată și mâncarea otrăvită este o diferență. Când eram copil și mai se întâmpla să rămână supa pe a doua zi sau ciorba, mai mergeam la frigider și scoteam și gustam. Nu-mi trebuia cursuri de master chef, nu știam să gătesc, un copil de grădiniță știam că mâncarea e stricată. Știți cum? După gust. Există și oameni care biețe dau mâncare stricată, dar ăștia nu sunt cei mai periculoși. Că simte oricine după gust mi amintesc că eram copil la biserică și la anumite studii și mai venea câte un frate, mai scăpau la anvon și ce nu trebuia, sâta era mai largă atunci. Și mi-am amintesc de un frate predicând el într-o zi, fraților, care este păcatul care nu duce la moarte? Și zicea el, cina Domnului, că ar trebui luată seara, nu dimineața, ai păcat. Dar totuși, în Biblie scrie că duce la viață. Eu fiind acolo copil în bancă, tânăr, nu dădusem în îndemn în viața mea, am zis, mă, că ăsta nu e în regulă am simțit după gust că mâncarea e stricată. Sunt și frați care dau mâncare stricată și oricine știe că nu o predica bine. Simte și neva asta, nu are teologie. Mă e, bine, e așa că un pic o patină fratele. Da, o patina, asta e, o trecut. Mâncare stricată. Dar cei mai periculoși sunt cei care dau mâncare otrăvită. În vremurile noastre trăim într-o cultură a lui îmi place. Frate, îmi place cum predică. Păi frate, ia ascultă, dă și tu click, Ai auzit de predicatorul cu tare. Și când ai clic și asculți, dacă Domnul îți dă harul să ai darul deosebirii și să ai creștere în cuvânt, vezi, mă, ăsta vorbește bine, ăsta dă mâncare plăcută la gust, dar o otrăvită. Mâncarea otrăvită nu se simte la gust. Mâncarea otrăvită nu o depistează niciun bucătar. Pentru a depista o travă îți trebuie aparatură specială. De aceea mă rog ca Dumnezeu să-și echipeze biserica cu daruri de deosebire, cu daruri de descoperire, ca întotdeauna să fim atenți să nu scape la învoanele noastre oameni care dau mâncare otrăvită. Dumnezeu să ne păzească. Robul credincios. Robul credincios dă rană la vreme potrivită. Dar zice cuvântul acolo, dar dacă începe să bată pe tovară și lui de slujbă, să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul îl va arunca afară. Dragii mei, sunt două semne că un slujitor își pierde vrednicia. Asta spune cuvântul aici. Unu, începe să bată pe tovară și lui de slujbă. În loc să dea hrană, începe să bată. Asta a spus-o Hristos. Atunci când am devenit păstor pentru prima dată, eram mai tânăr un pic, nici acum nu sunt foarte în vârstă, sunt totuși câțiva ani, aproape 10, și primul meu gând a fost, fac ordine în biserică. Domnul, mă apuc, îl dau afară pe cutare, pun de o parte vreo 5, exclud. Dom'le, aici trebuie făcută ordine. Eu am crezut că păstor înseamnă șef. Gata, acum facem ordine. Pe când însufleca mânecile, a început să-mi vorbească Domnul. O zis, Emi, dar cine te-a pus pe tine la treaba asta? Cine ți-a dat ție sarcina asta? Tu cu asta începi slujba de păstor într-o biserică? Și a început Duhul Sfânt să-mi vorbească de-a lungul anilor. Și a zis, Domnul, Emi, te-am pus acolo în biserica Elim, așa se numea așa acea biserică. Te-am pus ca să dai hrană. La tinerii ăștia care vrei tu să-i tunzi, predică-le cuvântul. La tinerile astea indecente, predică-le cuvântul. Ți-am dat o unealtă mai puternică decât excluderea și decât dirigenția și decât ordinea pe care vrei să o faci tu în firea pământească. Ți-am dat cuvântul meu care are autoritate. Și, dragii mei, a început Dumnezeu să mă prelucreze și mulțumesc că m-a învățat că mult rău aș fi putut face turmei lui dacă nu m-ar fi călăuzit. Și-a zis, Domnul Emil, lasă-mă pe mine să fiu păstor. Nu știi că în turma asta unul singur are toiagul și nu iaua? Și ăsta e păstorul cel mare, glorie lui. Lasă-mă pe mine cu lui, au zis Domnul. Lasă-mă pe mine să bat. Lasă-mă pe mine să exclud. Lasă-mă pe mine să judec. Pe tine te-am pus păstor în biserica asta. Ca să predici cuvântul meu. Și dragii mei, vreau să spun că am văzut minunea lui Dumnezeu. În toate bisericile în care am slujit, nu ne neapărat foarte mult. Atunci când am predicat Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a început să facă schimbări. Pentru că acest Cuvânt al lui Dumnezeu are putere. Drag slujitor, hrănește turma. Amvonul lui pentru oricine. Amvonul este pentru bucătari. Când vin la biserică vreau să mă hrănesc, nu vreau să ascult o predică pentru că trebuie onorat un om. Și chiar mă gândeam și chiar dacă sunt pe internet am spus, mă, cât mai onorez oameni? Tot programez și cât mai onorăm oameni, dragii mei? Mai bine să-L supărăm pe Dumnezeu și toată mireasa Lui sau mai bine să supărăm un om? Ce ziceți? Cum e mai logic? Lasă-L să se supere El locul acesta este pentru cei care sunt în stare, trebuie să fie în stare să dea învățătură sănătoasă. Domnul să binecuvinteze predicatorii. Acum știu că la asta toată biserica au cam zis amin. Chiar spuneam cu ieri că orice prorocie, orice predică care lovește un pic în liderii cu da și amin, nu contează dacă e adevărată. Dacă e de rău despre păstorii, sigur e de la Domnul prorocie. Am văzut-o și -o la noi și peste tot. Dar, frații mei, eu vreau să vă mai spun ceva. Legat de hrană sănătoasă. Noi păstorii nu mai controlăm procesul de hrănire al turmei. Trăim într-o vreme în care oamenii se hrănesc de la marele bufet suedez numit YouTube. Pe vremuri mâncam ce se dădea la biserică, asta era tot. Acum nu mai mâncăm ce se dă la biserică. Nu ne mai place de păstor, nu ne mai place de nu știu cine, tot fratele cu tare, ne-am săturat de predicile lor, unii ori nici nu ascultăm, stăm pe telefon în biserică și mergem acasă și frate să vezi tu acolo predici și hrană, mai spune câte unul. Și oricât de mult îi sfătuiam, aveam prieteni în adunare la noi. Frate, orice ai predicat tu, eu luni tot acolo dau clic. Știți voi unde. În fiecare luni el dădea clic acolo să vadă ce-o predicat cu tare. Ce spun la urmă, dragii mei, noi suntem cei care suntem responsabili de unde ne hrănim. Dragi tineri, fiți foarte atenți unde dați clic în vremurile astea că s-ar putea să mâncați mâncare otrăvită. O, oh, de câte ori n-am auzit tineri zicând, frate, mi au apărut un predicator nou. N-ai auzit? N-am auzit. Păi, du-te să ascult și tu să vezi, frate, predică extraordinar și când dai click, ți se face rău pe loc. O freză de om turbat, bluși tăiați. Mai aveau și câte un cercel, câte unul până America mari predicatori internaționali, un show, învățătură ciudată, dulcegării, ieftineală, nu se spunea nimic despre păcat și tinerii se hrăneau de acolo. Și le-am spus desior, oameni buni, aveți mare, mare grijă ce mâncați, că vă distrugeți din punct de vedere spiritual. Ca să fii un om sănătos în credință, trebuie să te hrănești cu învățătura sănătoasă. Când eram copil, Mergeam cu colegul meu de bancă la McDonald's. Pentru orașul Arad, McDonald's era ceva deosebit. Era primul fast food din orașul nostru. Noi nu eram atât de bogați încât să-și permită tata să ne scoată la McDonald's în toată săptămâna. E, pentru mine era o sărbătoare, vedeam luminile acelea, stilul de marketing foarte bine aranjat, un loc foarte bine îngrijit și când mă scotea colegul meu de bancă la McDonald's era sărbătoare, am mâncat la McDonald's eram copil. Am crescut mare, am mai citit prin ziare și am auzit că McDonald's-ul nu-i sănătos. Acum, la 40 de ani, și să mă duci pe banii tăi, nu mă mai duc. Sper că nu mergem la McDonald's după biserică, nu vreau să vă fac de rușine. Nu mai mănânc la McDonald's, nu trebuie. De ce? Pentru că știu că nu-i sănătos. O fi gustos, o fi... Acum, tinerii cad mult în plasa asta lui, îmi place. Frate, știu, îmi asum, dar îmi place. E, dacă din punct de vedere pământesc se poate, e treaba ta. Mănâncă unde vrei că o să plătești facturile la bătrânețe. Dar din punct de vedere spiritual riști prea mult. Tinere, nu poți să-ți permiți să mănânci doar pentru că îți place. Te întreabă Duhul Sfânt pe tine care dai click și ești mare fan al nu știu cui, Ești sigur că mănânci sănătos de pe YouTube? Este acolo o hrană sănătoasă sau te otrăvești din punct de vedere spiritual? Și am văzut la tineri ăștia nemulțumiți de biserică, care au dat click, încet, încet și-au schimbat ținuta, și-au schimbat atitudinea. Nu mai vine la biserică, frate, e prea mult legalism. Aici nu e adevărat uhar, aici nu e învățătura sănătoasă. Voi aduceți vinovăție și încet, încet, obersi ba la americani, ba la biserici mai libere, ba nu știu unde și ai văzut că nu mai e nicăieri. De ce? Pentru că s-au otrăvit și s-au intoxicat cu grană otrăvită spiritual. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragi tineri, să fim foarte atenți, să mâncăm mâncare sănătoasă. Adică, din punct de vedere spiritual, n-ai ce căuta la McDonald's. N-ai ce căuta unde mâncarea e bună la gust, dar nu este învățătură sănătoasă. În biserică trebuie să fie echilibru între, între pocăință și har. Există tendința asta către super har, așa îi spun ei. Nu-i destul harul, vor să-l facă super har. Așa îi spune, hyper grace, adică super har. De parcă n-ar fi destul harul. Și acum ăsta e la modă printre noi, nu mai trebuie să te pocăiești, că Dumnezeu deja te o iertat, zice. Nu mai trebuie să-ți ceri iertare pentru că Dumnezeu deja știe păcatele tale. El te-a iertat. Ba spunea chiar un predicator de vârsta mea pe care îl cunosc, eu nici nu mai trebuie să-mi ceri iertare că nu păcătuiesc eu. Eu sunt Hristos, păcătuiește carnea mea păcătoasă. Și a început să facă filozofii așa încât să fie numai har, numai pozitivism, numai bunăstare și să nu există nici un pic de pocăință și nici un pic de condamnare a păcatului. Însă eu cred că în biserica Elim din Viena să predică echilibrat, din câte știu eu. Domnul să vă binecuvinteze. Să rămână harul așa cum este în Biblie, nu are nevoie de cuvântul super în față. Știți că pentru tineri nu-i destul, vor să fie super beton, mega, acum trebuie cuvinte ajutătoare, mega, extraordinar, super, hyper. Eu zic că harul ăsta nu are nevoie de nimic super, că el deja este super. Domnul să ne binecuvinteze. Mai zice cuvântul aici, dragii mei, trecând la suror, spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Versetul 5, să fie cumpătate. Și a doua frază, cu viața curată. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă viață curată. Cum spune acolo, spune că bărbații în vârstă trebuie să fie sănătoși în credință. Deși eu cred că se aplică la toți, amin? Dar mai ales la cei în vârstă. Eu am mai spus și la noi la biserică: dacă la un tânăr îi mai tolerezi eschibițiile, la un bătrân n-ai voie să ai escapate de niciun fel. Când am pilotat o singură dată în viață un avion, cineva m-a învățat să conduc un avion undeva în America, un avion foarte mic de mici dimensiuni, era un avion pe care l-am împins cu mâna, l-am scos din parcare cu mâna, un pic mai greu decât o bicicletă și mă gândeam, oare cum le ține asta în aer? Avion de test, de școală, de piloți, abia am încăput eu și Gheozdanu, el și Gheozdanu, mergeam dintr-un stat în altul să mergeam la școală, când intru pe pistă îmi zice Emi, ia farul ăsta la antena și ține-o pe geam că nu avem becuri. Un pic m-am speriat, zic, cum, avion fără becul? Nu, am zis, ars becul, da. Ne descurcăm, m am luat felinarul, l-am ținut așa pe geam, am decolat foarte ușor și am început să conduc. Am tras de manete, să răsturnăm într-o parte, să cădea în stânga, să dea nu știu cum, vă stă cap. tot e ușor, până la aterizare. Au zis, nu, no. e acum ia-ți mâinile. Asta era mai avansat un pic. La aterizare nu ne putem juca cu manetele. La aterizare trebuie perfecțiune. Și am aterizat în Los Angeles, perfect. În tinerețe mai există și de astea, tumbe. O căzut tinerul, s-o răzvrătit, o zis, dar frații mei, bătrânețea este vârsta aterizării în veșnicie. Dacă nici la bătrânețe, atunci când? Spune că cei în vârstă să fie sănătoși în credință, dacă la tinerețe ai fost un om alergător după bani, un om firesc, frate, măcar la bătrânețe, apropiere de Domnul, amin? Caută postul și rugăciunea, biserica, o viață întreagă, n-ai știut pe unde e biserica? La noi la biserică este un om de afaceri care niciodată nu venea la biserică în timpul săptămânii. Până spre bătrânețe. Îmi spunea el personal, când m-a văzut păstorul prima oară joi în adunare, mi au fost rușine. O zi, știu sigur ce-o gândi păstorul. Ăsta ori beteag, ori de faliment. în viața mea n-am fost joi la biserică. Dar de atunci nu lipsește nicio joi. O zis, frate, mi măcar la bătrânețe, toată viața am alergat după astea. Dar acum că Dumnezeu mi-a dat viață și sănătate, vreau să nu mai lipsesc de la biserică niciodată. Spune că cei bătrâni, mai ales ei, trebuie să fie sănătoși și la soră spune cu viața curată. Dragii mei, știm din medicină că igiena este foarte importantă. Și aici am un cuvânt nu foarte lung, pentru că știu că dumneavoastră cunoașteți lucrurile acestea, dar știm că întotdeauna unde este mizerie, unde este nespălat, unde nu este igienă, nu este curățenie, acolo înfloresc microbii. Acolo înfloresc bolile cele mai multe. Când slujeam ca misionar în India, am văzut mai mult decât oricând adevărul acesta. Erau atâtea boli printre copiii din Mahala, dar nici nu mă mir. Erau plini de păduchi, erau murdari, mâncau atât de murdar, nu se spălau pe mâini și înțelegeam, sunt multe boli. Pentru că oamenii ăștia nu cunosc igiena minimală. Cine are probleme cu astea, nici să nu viziteze astfel de țări. Zile întregi am petrecut curățându-i de păduc, spălându-i, îmbrăcându-i în haine curate. E foarte importantă igiena pentru sănătate. Dragii mei, exact așa e din punct de vedere spiritual. Nu ai cum să fii sănătos în credință dacă în viața ta nu este curățenie și curățenia spirituală în Biblie este numită sfințenie, mărit să fie Domnul. Dumnezeu ne cheamă la curăție, oameni buni. O viață curată. Dumnezeu nu tolerează păcatul. Știți ce face Dumnezeu cu noi atunci când ne pocăim primul lucru? Noi tot cântăm și le spunem la oameni că Dumnezeu iubește așa cum mâs. Și într-adevăr, bine cântăm. Cântarea aceea celebră, așa cum sunt la tine, vin, dragii mei, este adevărată. De multe ori ne-am emoționat și poate unii ne-am pocăit cântând cântarea asta, însă vreau să vă spun ceva. Cântarea asta este valabilă în prima zi de pucăință. În prima zi vii la Hristos așa cum ești, drogat, imoral, hoț, bețiv. Dar zice în Cartea Efesenilor despre Domnul Iisus Hristos cuvântul așa, place cuvântul acesta că Domnul ne vorbește, arătându-ne modelul Domnului Iisus Hristos, spune așa, și după cum Biserica, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum și-a iubit și Hristos Biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. După ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Ce face Hristos în prima zi când vine la El? Te curățește. Îi mulțumim Domnului pentru iertarea Lui. Asta e primul lucru. Vi la Hristos și te curăță. Pentru că Hristos nu iubește păcatul. Pentru că Hristos nu iubește mizeria morală. Pentru că Dumnezeu nu poate să vadă stricăciunea în viața mea. Și, dragii mei, da, Hristos mă iubește, dar mă curățește primul lucru. Miriasa lui este curată, slăvit să fie Domnul. Mireasa lui este sfântă, mireasa lui este spălată, el lucrează la curățire și spune cuvântul aici că el o curățește, o sfințește ca să o înfățișeze într-o zi înaintea lui Dumnezeu curată și fără pată. Domnul să binecuvinteze fiecare membru. Dragii mei, eu sunt convins că voi aveți practici similare, dar spun lucrurile astea pentru că am fost surprins să află că unele biserici penticostale discreditează mărturisirea păcatelor. Frate, Domnul știe tot. Lasă că spunem Domnului și te întorci la aceleași imagini. Eu vin într-o biserică în care așa am crescut de mic copil, noi am știut că mărturisirea este act de cult. Numai eu știu de câte ori am deranjat păstorii bisericii, mai ales pe fratele Iosif Vanca. Iar ai venit, iar am venit. Și frații mi am supraviețuit adolescenței și tinereții care nu este ușoară pentru niciun tânăr. Pentru că am știut că atunci când păcătuiesc, trebuie să -mi mărturisesc păcatul. Mi-am că făcusem ceva într-o zi de marți, cred că. Păi n-am stat să vină duminica. N-am putut să dorm. Vineri, seara sau joi, una din serile astea am fost la adunare, am mers la un prezbiter, frate prezbiter, vreau să mă mărturisesc. Am mers cu prietenii undeva, făcusem o boacă în sâmbătă, luni la tineret l-am căutat pe fratele Nelu Filipe, eram la Timișoara, fratele Nelu vreau să vorbim. Eu așa am știut că atunci când păcătuiești trebuie să-ți păcatul. Cum spunea poezia lui Ioanit, cu cât mergi mai repede la izvor, cu atât pata iese mai ușor. Nu înțeleg, cum printre noi sunt unii frați care ani de zile, ani de zile literalmente poartă după ei păcate nemărturisite, crezând că poate cu vremea Dumnezeu rezolvă problema. Dragii mei, cu vremea nu se rezolvă nimic în lumea spirituală, cu pocăință se rezolvă tot. Cu mărturisirea păcatelor se rezolvă tot. Poate că sunteți toți oameni pocăiți aici, dar poate ești unul. Ascultă-mă, dragul meu, nici măcar să nu pleci acasă azi, să nu te prindă înălțarea Domnului de mâine nemărturisit. Aici sunt slujitorii Domnului, suntem și noi cei veniți de departe, la odică putem rupe o jumătate de oră din timpul nostru. Oameni buni, este important să ne trăim viața în curăție. Zice cuvântul aici tot în Timotei, doar dăm câteva foi înapoi legate de bolile spirituale. Porunca pe care îți dau fiule Timotei, 2 Tim... Timotei 1 cu 8, 1 Timotei 1 cu 18 Porunca pe care ți-o dau fiule Timotei după porocile făcute mai înainte despre tine este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Frații mei, credința sănătoasă rezistă numai într-un cuget curat. Și Biblia spune că atunci când pierzi curăția cugetului, moare și credința. O, Doamne, curățește orice cuget în seara asta. Mă rog ca sângele Domnului Isus să spele, să curățească, să dea sfințenie și sfințire celor care au nevoie de ea. În altă parte, spune cu Dumnezeu, Matei în 25, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mult se va răci. Deci până și dragostea, a predicat mereu la anunț despre asta, dragostea este o doamnă foarte curată și foarte selectă. Ea nu rezistă unde mizerii. Din pricina înmulțirii fără de legii, din pricina înmulțirii microbilor spirituali, a mizeriei morale, dragostea se îmbolnăvește. Și simte și soția, și simte și soțul, și simt și copiii, simt colegii de slujire. Când apare păcatul, se răcește dragostea. Dragii mei, dacă răceala asta biologică o mai tratăm cu ceaiuri, vreau să vă spun că răceala spirituală trece foarte greu. De aceea zic Dumnezeu să ne dea curăție, să ne sfințească cugetele, să ne curățească. Dragii mei, pentru o viață sănătoasă în credință, trebuie să ne hrănim cu învățătură sănătoasă. Amin? Amin? În al doilea rând ne cheamă Dumnezeu la curăție. Tot ce facem să fie făcut cu curăție de inimă. Într-o altă împrejurare spunea Apostolul Pavel Corintenilor, în 2 Corinteni 8 cu 8, un verset interesant, zice cuvântul acolo, 2 Corinteni 8,8, nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Dragii mei, nu-i suficient să fie dragoste, trebuie să fie și curată, slăvit să fie domn, inimă curată, motivație curată la predică, motivație curată la cântare, Dumnezeu care este sfânt, 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 iubește curăția. Și mă rog Dumnezeu să facă curățirea poporului său. Știți, nu suntem sfinți întru totul, dar Dumnezeu ne poate sfinți în seara asta. Predic mereu la cina Domnului acest aspect și îmi place mult ce spunea Hristos. Voi sunteți curați. Sunteți curați. Dar eu vă spăl încă o dată ca să fiți curați de tot. E o mare diferență între curat și curat de tot. Aici, în biserică, noi toți suntem curați. Cei care am fost sfințiți odată de sângele Domnului Isus, cei care suntem botezați și am fost așezați în Hristos, avem acea sfințire pozițională despre care vorbesc teologii. Dar, dragii mei, chiar dacă suntem sfinți, și ni se adresează bine, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Totuși, de cât eu ne întâlnim aici, prin cuvânt noi suntem curățiți de Dumnezeu. O bătrânică mergea la adunare foarte des și nepotul ei o jocorea foarte mult. Bătrânica nu prea ținea minte cei la biserică. Nu prea ținea minte. într-o zi, venind bunica de la biserică, băiatul lăsat de adunare, își bate joc de bunică. Bunică, ce o fost la biserică? Nu mai știu o zi, A, Apoi vezi, degeaba mergi la adunare. Oricum nu ți ții minte nimic că ești bătrână. Pentru ce mai mergi la biserică și în bătaie de joc ia tânărul ăsta o, va, vadră de apă și o aruncă într-un coș de nuiele care era acolo în curte, unde se ținea porumbul. Și zice, vezi, cum nu ține coșul ăsta apa, așa nici matale nu știi nimic din cei la biserică. La care bătrână îi răspunde, da măi băiete, dar vezi, totuși coșul ăsta e mai curat, o trecut apa prin el l-o curățit știți că de fapt cuvântul lui Dumnezeu are putere și efect de curățire curățiți prin cuvânt spune cuvântul în seara asta n-am venit să mai ascultăm încă o predică să fim informați cum spunea fratele aici am venit să fim curățiți de cuvântul lui Dumnezeu și dacă în viața ta mai este păcat, Dumnezeu să te să trezească conștiința, să străjească mintea sănătoasă, să mergi la mărturisire, să fie liberat în seara asta. O, Doamne, curățește ți poporul. E, până aici a fost cum a fost. De aici trebuie să vă puneți centurile că e mai greu. Urmează un medicament care nu ne place la nici unul. Tit 1, cu 13 zice așa Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustrei aspru ca să fie sănătoși în credință. Asta nu ne mai place. Cum, Doamne, mustrare? Da. Pavel zice că în adunare, ca biserica să fie sănătoasă, trebuie să fie mustrare. Și încă cum? mustră aspru. Venea pe la noi în adunare în America, când slujam fratele Octav Axinte, el un om mai aspru. Și când îl mai supăram cu ceva sau se, se supăra, zicea, frate, mi scot mustrarea. Și ziceam, frate, Octav, scot eu, că așa de mare nevoie în biserica asta. Zâma că dacă zic eu o să supără, Așa că poate facem și noi un pic de slujbă pentru frații păstor local în seara asta. Poate îi ajutăm un pic. nu e așa că nu ne place mustrarea? Dar știi că mustrarea este pentru sănătatea ta duhovnicească? Aici în cartea Tit găsim trei etape ale învățării unui membru. Zice Tit aici în capitolul 2, ultimul verset 15, spune lucrurile acestea. Spune. Asta e primul pas. Păstorul, spuneam la început, trebuie să predice învățătură sănătoasă. Spune, frate, că ce nu predici nu se poate trăi. Cât predici, atât ai. Cum trasezi neprihănirea, așa o să fie. Trebuie spuse lucrurile pe nume. Dar nu se oprește aici tratamentul. Nu toată lumea înțelege de vorbă bună. Zice, spune lucrurile acestea. Pasul numărul 2, același verset. Tit 2 cu 15. Sfătuiește! Țin o predică, în două, în trei Și sora tot nu pricepe că trebuie să se îmbrace decent Păi ce fac? Păi mă duc să-i spun personal Sora, n-ai înțeles predica? Frate, ce n-ai înțeles? Sfătuiești. De la om la om Ți-am predicat, ți-am spus adevărul Oameni muni, suntem datori să și sfătuim? Mă duc și-i spun Frate, n-ai fost la biserică? Nu știi rândul la bisericii? De e un sfat. Dar nu se oprește nici aici. Tit 2 cu 15. Ultimul pas. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Frații mei, să știți că sunt boli spirituale care numai cu medicamentul ăsta trec. Sunt duhuri obraznice care nu se tem nici de predică, nici de sfat. Acolo trebuie cu antibiotic. Când eram bolnav în America, mă tot îmi vin amintiri din America, soția mea a intrat într-un curent de asta anti-antibiotice. Anti învățau surorile bătrâne de la biserică să nu i dai la ei antibiotice că îi strică imunitatea. Așa e un curent în America. Dom'le, lasă-o natural, dă ceaiuri. Au venit surorile cu tot felul de buriene, coada șoricelului, coada calului, coada nu știu cui. m bătat de cam ca nevasta cu ceaiuri. Am mare, altele mai... Am băut o săptămână numai ceaiuri. Și zic, băi, dar nu trece. M-am revoltat, am spus nevasta, dragă, la gunoi cu toate ceaiurile, scoate antibioticul. Aici e mai gravă treaba. Bola asta nu trece cu ceaiuri și luam antibioticul cel mai tare și mă făceam sănătos, pentru că nu orice boală trece cu ceaiuri. Frații mei, și din punct de vedere spiritual, în adunările noastre e nevoie de antibioticul ăsta al mustrării. Amin. Domnul să ne binecuvinteze, să ne placă mustrarea. Când eram copil, mi-am că întotdeauna pentru mine medicul era dușmanul meu. Atunci când vedeam stomatologul, da, dentistul, cum spuneam noi, pe trotuar treceam pe partea aia. Altă. Și copilul, când nimic, urlă ca din gură de șarpe când vede dentistul. Da, stomatologul. De ce? Pentru că el atâta știe că îl doare. Și copil, bietă, nu judecă. E acum, la vârsta mea, pentru mine stomatologul meu este prietenul meu. Știu că e medic de specialitate. Am muncit ani de zile în școală. E un om respectat în biserică și în societate și îl salut cu respect și mă duc la el cu bucurie. Și nu-i dușmanul meu, este prietenul meu, pentru că știu că medicul ăsta îmi face bine. E adevărat că mă doare un pic, dar știu că e medic și el taie să mă facă bine. Vreau să vă întreb, dragii mei, atunci când ne supărăm, atunci când ne bosumflăm, când păstorul ține o predică mai aspră, Oare nu dovedește asta că suntem niște copii spirituali? Păi numai un copil se poate supăra pe medic. Păi frate, de ce o zis așa? Păi ne-o jignit, păi ne-o durut. Păi normal că te doare, că trebuie operație, înțelegi? O, Doamne, binecuvintează toți slujitorii. Suntem chemați, frații mei, să mai dăm și antibiotic bisericii. Nu știu, acum eu tot mereu îmi făceam crize și procese de conștiință, aveam anumite crize de personalitate, că oamenii îmi spun că sunt prea direct și prea dur. Și poate că într-un fel ține de temperamentul omului și mereu trebuie să mai îndulcesc. Dar mă uit în Scripturi, frații mei, că ăsta e tratamentul Scripturilor. Mă uit la Hristos că e mai direct decât orice om pe care l-am auzit vreodată sau despre care am auzit sau m-a citit în bine vreodată. El nu discută cu politesul. Noi suntem prea îmbătați de democrație, oameni buni. Suntem prea focalizați pe drepturi, pe politețe, să nu se simtă omul jignit, oameni bune, nu suntem aici să măgulim oamenii, să-i facem să se simtă bine. Noi suntem aici să proclamăm adevărul și adevărul ne ordoare. Vine la Hristos într-o zi o femeie. Și îl întreabă despre neprihănire, Doamne, oare unde e adevărata mântuire? Doamne, eu sunt interesată de, de viața veșnică, unde e adevărata religie? La voi la Ierusalim sau la noi pe muntele Garizim? Ai zice, măi, ce femeie pioasă, ce femeie morală, Doamne, are dileme teologice. Doamne, eu chiar sunt interesată de religia adevărată, care? Aia acum moaște? Aia fără moaștem, îi la voi, îi la noi, îi la baptiști, îi cu Duhul Sfânt, îi fără, îi cu icoane, îi cu cruce. Vezi, mă, ce preocupată e femeia asta de realitățile religioase. Și Iisus, fără, fără, prea multe menajamente, fără politețe, totuși era o doamnă. Ce doamnă, auzi, lasă filozofia. Hai să lăsăm deoparte icoanele și marturile Hova, și Garizim, și Ierusalim, și vin aici cu bărbatul tău. Iisus pune mâna pe problemă imediat. Doamne, zice n-am bărbat, vrând să scape. Și Iisus intră mai adânc. N-ai bărbat că ai avut cinci? Și ăsta cu care stai acum nu este bărbatul tău? Ce direct este Hristos? Cum să-i spui unei doamne în față că e o stricată, e o imorală, e o vagaboandă? Exact așa eu spun, Ești o stricată, Vrei mântuire? Aici e problema, prea curvia. Să facem oamenii să se simtă bine în adunări? Nu sunt pentru ciomăgeală, pentru a vorbi negativ întotdeauna, însă Dumnezeu uneori ne cheamă oameni să fim în stare să mustrăm aspru. De-aia spune cuvântul aici, să învețe în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Și aici iarăși am un cuvânt pentru lucrători. Mai merge câte un student la medicină plin de râvnă în anul întâi? Merge la prima operație pe cadavre umane și leșină. Păi clar, nu e de medicină, săracul. El vede un pic de sânge și-o leșinat. Dacă nu ești în stare să tai, nu poți să fii doctor. Dacă nu ești în stare să mustri, nu ești de păstor. Apucă-te de zugrăvit, iartă-mă. Păi dacă medicul leșină lângă pacient, medicul trebuie să aibă sânge rece, să taie. O, Doamne, trezește-ne! Dragii mei, vă rog din toată inima să iubiți pe păstorii voștri atunci când vă mustră. Predicam aceste lucruri într-o biserică și îmi spunea păstorul supărat, frate, ei, știi ce am predicat eu duminică? Tot din textul ăsta. Le spuneam la frați că în ziua de azi oamenii nu mai suportă nici sfatul nici de cum, ustrarea. La unile gât nivelul 2, nu mai intră nici sfatul. Ce ai, frate, cu copilul meu? Sunt atât de dezamăgit. Chiar săptămâna aceasta am încercat să spun unor părinți, uite, am reclamații, copilul tău, domne, câtă revoltă. M-am tulburat două zile. Să-ți aper copilul în nebunia lui. Să-i spui frumos, păi uite și școala duminicală, și școala, și colegii spun că nu frate, ce, te -ai, cu, ce ai cu copilul meu? Frații nu mai primești nici sfaturile. Am îndrăznit să mă adresez personal, vezi că copilul vostru ăla. Fă, ai câtă revoltă, tot neamul revoltat. M-a căutat și bunicul copilului, frate Emi. Frații mei, asta arată nivelul spiritual al bisericilor noastre. Iubiți păstori atunci când vă mustă, primiți cu bucurie. Cuvântul sădit în voi, un ori tăios și dureros, dar Dumnezeu vrea. Dacă nu este mustrare în elim, nu este sănătate. Ascultați-mă, cuvântul e clar, mustră aspru. Unde este mustrare, este sănătate, în credință. Măriți să fie numele Domnului. Și cu siguranță putea să întărim cu multe alte versete. Mustrarea nu e numai aici, în Biblie o găsim și în Tesaloniceni. Zice cuvântul aici, 1 Tesaloniceni 5 cu 14. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Amin. Încă o dovadă că Dumnezeu ne pune pe noi lucrătorii să scoatem din farmacie ce trebuie. La cel descurajat nu trebuie mustrare, la ăla trebuie îmbărbătare. La cel care este slab, ăsta trebuie sprijinit, nu bătut, că și așa e slab. Dar la cel care trăiește în dezordine, nu merge cu mângâierile, frații mei. Nu merge cu politeția, cu încurajările. La omul obraznic trebuie mustrare. Dumnezeu să ne dea înțelepciune la toți să scoatem din farmacie medicamentul care este necesar. Domnul să ne binecuvinteze. Și pentru că timpul e aproape trecut, mai am un gând, știți, unior nici antibiotic nu-i destul. Știți că unii ori trebuie tăiat. Ajungem la medic și la bisturiu. Ne este teamă să mai tăiem, dar Dumnezeu ne cheamă să facem și asta. Sunt 10 categorii sau 11 în Biblie pe care le-am găsit eu, ne spune despărțiți-vă de astfel de oameni. Uneori Dumnezeu cere chiar să operezi. Nici mustrarea nu-și mai are efectul. Omul trebuie supus disciplinării. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Legat de tăiat, am un obicei să spun lucrul ăsta, l-am auzit la fratele Ștefan Iag, despre care am scris o carte, era un om foarte tăios și povestea urmașului o vorbă de-a dumnealui. Spunea el, depinde cum tai și cine taie. Sunt trei feluri de oameni care taie. Există ucigași, ăștia taie ca să omoare. Dragii mei, de ăștia nu avem nevoie în biserică. Din păcate să știți că sunt printre noi oameni care taie fără milă. Domnul să ne păzească de astfel de oameni. Există măcelari, ăștia taie pentru câștig. Și spunea fratele Ștefan că există doctori, ăștia taie ca să vindece. Dragii mei, oricât de mult ne-ar chema Dumnezeu să tăiem, că și aici este un risc, sunt unii care nu mă taie. În tinerețea lui, când fratele Ștefan era foarte tăios în predici, un bătrân l-a întrebat o dată după anumare, o arăs, Măi, Ștefane, zice, la cât tai tu? este pe urma ta vreunul care să ungă în urma ta? Cine mai poate să pună un la cât tai tu? Dragi slujitori, ascultați-mă bine. Suntem chemați de Dumnezeu să tăiem. Unii ori, să fim foarte categorici și dar întotdeauna, ascultați-mă, întotdeauna, medicul taie ca să vindece. Scopul oricărei operații duhovnicești este recuperarea. Spun ce am spus și la biserică la noi, poate deranjează. Eu în Biblie am găsit că și cel mai oribil caz, curvarul din Corint, ceva inimaginabil, nici nu vreau să dau detalii. Un caz urât, urâcios. Chiar și în cazul ăsta, Pavel care taie, îl dau pe mâna satanei să fie chinuit ca să știe. Asta scrie în 1 Corinteni 5, în 2 Corinteni capitolul 3, cred că, tot Pavel cu inimă de păstor scrie fraților să-l iertăm și pe fratele. Ajunge în tristarea la care a fost supus. Și ce frumos zice Pavel acolo, să n satana niciun câștig de la noi. Când mă uit la Pavel și văd inima lui de păstor, zic, Doamne, învață-ne și pe noi păstorii moderni inima asta. N-am găsit nicăieri, frații mei, că un om trebuie exclus pentru totdeauna. Nenorocit, ucis, bătut până la moarte, nu? Zice Pavel, frații mei, și curvarul ăsta este un suflet. E adevărat, e urcios ce au făcut, e oribil, îl dăm pe mâna satanei, îl pedepsim, dar fraților, până la urmă, hai să-l primim înapoi, ca să nu câștige deavolul nici măcar un suflet. O, Doamne, învață-ne! Biserica Pentecostală este specializată pe excluderi pe tăiat, pe pus deoparte, pe zeci de ani. Știți că s-a trecut între prima epistolă și a doua la Pavel? Foarte puțin. N-am înțeles niciodată aceste pedepsiri pe termen lung. Oameni care 20 de ani nu iau cina Domnului. Cum se vor recupera oamenii ăștia care n-au acces la masa Domnului? Ce vrem? Unde am găsit astea în Biblie, oameni buni? Medicul întotdeauna taie ca să vindece în mintea mea întotdeauna trebuie să fie recuperarea. Îl pedepsesc, dar mă gândesc că într-o zi îl voi primi înapoi. Pentru că acolo e vorba de un suflet care are nevoie de mântuire. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Murea cineva în chinuri, într-un spital din Suceava, nu de mult, și striga, înainte de moarte, dezlegați-mă, dezlegați-mă, dezlegați-mă. Medicii au crezut că e orează, că e bolnav, că e delirul dinainte de moarte și cineva spunea, măi, oameni buni, dar omul ăsta e pus deoparte de biserică. Și biserica efectiv nu a vrut să-l dezlege nici în pragul morții. așa i trebuie. Ne-au făcut de rușine să moară. Și striga în disperare un om în chinurile morții, dezlegați-mă. Pentru că biserica n-a înțeles la cine a chemat Hristos. Și da, spun ce am spus la Dej, aș vrea ca biserica Domnului să semene cu Isus. El taie, el predică împotriva păcatului, dar este gata să ierte. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Eu încheie aici, pentru că timpul a trecut, vrem să ne și rugăm. Îl rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze și biserica Elim să fie o biserică Sănătoasă în credință. Amin.